Îmi este noapte în casa mireasa, majoritatea concurenților dorm. Dar Larisa, doamna Dana și doamna Robertina abordează un nou subiect. Bun, Robertina, tot am vrut să te întreb. De câți ani ești tu căsătorită? Tu ești căsătorită, nu? Nu. A, deci este... Nu, dar sunt de 20 de ani cu 20 soț. 20 de ani cu... Da. Și tatăl lui Cosmin nu știe nimic de... Ba, cum să nu știu? Știi. Normal. A, deci el... Da, el da. Îl cunoaște pe tatăl lui. Da, l-a cunoscut mare, pe la 18 ani și ceva. Pe da. Bune? Da, păi eu m-am despărțit de... El, la un an am înțeles. La 7 luni avea Cosmin. Am luat copilul în brațe și am plecat. 7 luni avea Cosmin. Pur și simplu nu s-a și mai... Cosmin nu ține legătura cu el? Nu. Nu? Nu, nu. Și iată ce a declarat Cosmin înainte de intrarea în emisiune. Ai simțit vreodată că îți lipsește tatăl biologic? Nu. Nu am simțit niciodată lipsa tatălui biologic. Dintotdeauna mama este totul pentru mine și poate a acoperit lipsa asta, să zicem așa. N-ai încercat să vorbești cu tatăl tău? Da, am mai vorbit, dar eu ca și persoană nu m-aș putea asocia cu persoana lui și nu avem nicio legătură, nici ca și gândire, nici ca stil de viață. El a căutat pe taică-su, a zis că e curios și a zis foarte bine. Dar nu știu cât au ținut legătura, că nu-l întrebam, știi? Nu-l întrebam, nu. După 18 ani, tată, ce faci? Ca persoană străină. Vorbiți în prezent? Nu, nu, nu. Când ai vorbit cu tine? Nu știu, un an și ceva, 2 ani, ceva de genul. După aia am întrebat eu așa, tamne sa, ai mai vorbit cu... Și a zis că nu, n-am mai vorbit și nici eu n-am mai întrebat de ce, pentru ce, nu știu ce. Mai bine. Nu. Te-a afectat vreodată chestia asta, că nu vorbiți poate mai des sau sunt per casa aveți o apropiere? Nu, nu m-a afectat niciodată. Neavând prezența lui încă din copilărie, nu am... Nici nu am sentimente și nu... Nu. Nu au... Nu, nimic. Și poate nu are nici sentimentul ăla. Adică... A, bine, ăsta deloc. N-are cum. Cred. Ce sentiment ai? Și tu ai avut curajul și după da, să iei copilul da. De 7 luni să iei haiba. Da, deci da. L-am luat așa, în port bebe. Și cu tramvaiul am plecat. Deci cu tramvaiul. Nici nu știam, nici nu știam de unde să-l iau, asta cum să-l iau. Frate, nu te mai înțelegi. Am nu întrebat, mai e ce trebuie. Du-te da. De acolo, ce cauți să mai stai? Da, da, da. Și a fost o perioadă în care îți dai seama, copilul la 7 luni, tu ești mai grasă când ai sarcină, da. Naști, nu știu ce. Îți trebuie după aia încet, încet alte haine. Nici haine. Păi dacă ai plecat da. Cu el în brațe. Servici, ce servici? Că abia da. Născut, abia... Și abia, unde? Abia, la mama? Unde te da. Da, că am insistat să alăptez și după aia când mi-am găsit de muncă, atunci am plâns. Fiindcă eu vreau încă să-l mai alăptez pe Cosmin. Și acolo l-am încă n-am putut. Deci am lasă că eu vreau să-i mai dau, să-i mai dau, să-i mai dau. Că aveam frate lapte, știi? Doamne, cât am plâns atunci. El mic îmi cerea și căuta. Și eu am luat pastilă și după aia îi dădea mama lapte praf și asta, știi? Mi-aduc aminte, am suferit. Apariția lui Cosmin în viața mea, atunci am simțit că încep să trăiesc. Mi-am dat seama ce înseamnă fericirea. Atunci am simțit că sunt împlinită ca om, ca femeie, ca mamă. Atunci am simțit că toată lumea, Dumnezeu, divinitatea îmi oferă tot ce e mai frumos în viață prin el. A fost un copil foarte așteptat. Da. Dorit. Păi eu am spus. Doar de ea? Eu am spus. Copilul ăsta este al meu și orice ar fi, chiar dacă orice s-ar întâmpla, eu îl cresc și gata. Păi da. Da, am fost fericire, fericire maximă. Mamă, când îl simțeam în burtă că mișca. Vai. E cel mai tare sentimental. Vai de mine. Când începe să miște. Când vezi burta cum face și zici, mamă, e piciorul, e mâna, e capul. Mamă, și când îl vezi prima oară. Și ții mâna așa pe el și faci... Da. E frumos, rău. Când îl vezi prima oară, te topești. Și după aia când îl vezi cum se uită la tine, că el nu știe nimic. Și plânge numai după tine. Nu vrea pe nimeni. Te împlinești. Te simți, mamă, te simți. Te împlinești total.
Cele mai mișto momente din viața asta sunt. Merită tot. Iar când Cosmin avea un an, doamna Robertina a cunoscut un om extraordinar cu care și-a refăcut viața. Acolo, la servicii. La servicii ai cunoscut? Da, da, da. Chiar a fost dragoste la prima vedere când l-am văzut. Crezi că există? Da, normal pe spate. Că există. Da, eu dar nu, n-am arătat. Eu cu copil mic acasă, da. Îți dai seama. N-am arătat, el mai mic ca mine. Ai zis mai mic ca tine? Cu 7 ani. Și după aia el a început. Că eu nu, îți dai seama, mi-era rușin. Și cu copil, și îți dai seama, eu, na. De cum a intrat pe ușă, când l-am văzut că a dat colțul așa, s-a dus așa, am rămas, a fost prima oară în viața mea când eu am rămas, eu niciodată m-am îndrăgostit așa. Și am ținut în mine așa, știi? Uh-huh. Și-au dat seama colegele. Și după aia venea să mă ajute seara. Când termina el, eu mai rămâneam. Eu lucram mai mult. Și venea și mă ajuta. Dar eu tot credeam că vine pentru altă colegă. Eu ziceam, ei, n-are cum pentru mine. Era prea frumos să fie adevărat. Da, 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 da. El tot venea, mă ducea și acasă. Dar eu tot credeam că pentru... Nici prin cap nu trecea. Nici prin cap. Și după aia ne orângea colegele. Hai să mergem toți la munte, hai să nu știu ce, hai să nu știu ce. Și acolo. Cum a fost copilăria? Foarte frumos. Din orice punct de vedere. Am o familie extraordinară, o mamă extraordinară, care a fost mereu lângă mine. Nu mi-a lipsit nimic, nu... Și acum Cosmin îl tratează ca pe un tată, nu? Adică... Da, da, și pe la 18 ani, știi? Eu i-am tot spus și lui Cosmin când era mai cum mic, dar n-a ținut minte. Nu s-a întâmplat, pur și simplu. A, n-a fost să fie, nu? Da, că n-ai vrut. N-a fost să fie așa, da. Noi ne-am axat mult să... El nu mai să fusese ne luăm casă, căsătorii. să alea. El nu mai fusese căsătorii sau copii ceva? Nu, nu, nu. Păi eu aveam 24. 27, da, e acum 20. Da, da, da. Și el 19 ani. Mamă, îți dai seama. Îți dai seama că au ieșit discuții din partea și de la mine și de la... Da, și uite că dacă seama. E să fie, este. Mama, că... E mai mic? Și discuții și în mintea mea, adică... Ce fac? Ce e asta, știi? Mă gândeam că... Na. Ca fiecare, normal, că e mai mică. Da, nu. Ce faci, cum faci? Nu. El a insistat până... Și băi, țin ca să zic de Cosmin, că e mic, are 20 de minute, că altul avea 19. Și da. Uite ce dragoste. El știe din familie și normal. Dar e și sigur pe el. Capricile iubirii. Viața e atât de imprevizibilă. Și indiferent de socotelile pe care ni le facem, Dumnezeu ne oferă mai mult decât ne-am așteptat noi vreodată. Așa este, în fiecare zi. Nu vreau să răscolesc în trecutul dumneavoastră, dar aș vrea să înțeleg un lucru. Cum să pleci cu un copil de 7 luni în brațe, așa, netam-nesam? N-aș vrea să vorbesc despre... Pur și simplu... Mi-am dat seama, începusem să-mi dau seama că ceva nu este în regulă de când eram deja gravidă. Și de atunci începusem să-mi fac așa un în capul meu. Dacă ar fi, dacă ce aș face, ce... Într-un fel eram puțin pregătită. Deja am făcusem așa în capul meu ce o să fac, ce o să continui așa, este ok. Că o să nască, cum o să fie și... Dar erați căsătorită cu... Nu, nu, nu. A, era tot o relație nu. N-ați fost căsătorită niciodată? Nu. Foarte interesant. Și... Înțeleg că tu te-ai dus să-ți cauți tatăl atunci când ai făcut 18 ani. Da, am avut așa o mică curiozitate. Cum a fost întâlnirea? Iartă-mi curiozitatea, dar nu pot să-mi... Pe scor foarte rece din partea mea, pentru că... Nu și știu, din partea lui? Nu chiar, dar nu am simțit, eu pur și simplu nu am simțit pe nimic și cum am spus și în materialul de prezentare, pentru mine mama înseamnă tot.
prin asta definesc, nu știu, familia, deși suntem foarte numeroși și foarte bine închegați, prin asta definesc eu familia pentru mine, familia... Da, pe de altă parte te-am auzit spunând acolo în declarațiile tale că nu aveți nimic în comun, aveți ADN-ul în comun. Da, și tocmai de asta nu mi se pare un lucru atât de, nu știu, avem ADN-ul în comun. Nu e nimic, nu sunt sentimente, nu sunt trăiri, da. Nu sunt amintiri. Oricum, de multe ori se întâmplă ca doi oameni care nu împărtășesc ADN se înțeleagă mult mai bine decât doi frați, exact, sau două surori. Exact, corect. Uite, chiar corect. Asta încercam să explic și îți mulțumesc. Dar niciodată el și-a recunoscut copilul, adică... Da, sigur. Deci a recunoscut copilul. Da, da, sigur. Și n-a mai venit niciodată, nu v-a sunat să vă întrebe, ai să-i dai o cană cu lapte, ai să o pâinică pentru mâine? Știu că a venit o dată sau de două ori, dar eu eram la serviciu, i-a adus un elefant mare, o, așa, și cam de două ori așa. Lasă elefantul, da, că elefantul, că așa, știți cum e, dar copilul merge la școală, nu. Vrea și el un înot, nu, vrea nimic. Și el, nu știu, să mănânce un biscuite, adică... Nu, nimic, dar eu am spus că nu am pretenții, că... Dar, nu, eu cred că greșeala asta o fac în general femeile astea cu multă personalitate. Eu nu vreau nimic de la el. Frate, e și copilul lui, l-a recunoscut în acte. Nu e vorba de relația dintre femeie și bărbat. Este vorba de relația dintre părinte și copil. Într-adevăr, de greșeala asta mi-am dat seama. Dar abia când avea Cosmin, deja era mare. Mi-am dat seama că trebuia să îl responsabilizez, poate.